mulțumesc frumos! Mulțumim și bine ați venit în comuna noastră! La inaugurare a fost prezent și primarul comunei Cornul Lungii, Gheorghe Fron, care a salutat inițiativa, declarând satul românesc de altădată cea de-a 10-a localitate a comunei. Astăzi este o zi mare pentru comuna Cornul Lungii. Avem al 10-lea sat, s-a născut astăzi și îi mulțumim domnului Mare Sion pentru inițiativă, pentru efortul depus. Aici este munca de cel puțin 2-3 ani. Aici s-a investit foarte mult și, sincer, mă simt exact ca în ograda la bunicii care m-au crescut. Nu se poate face nimic singur. Deci dacă n-ai susținere la oamenii din jur, primul rând e primărie, credeți-mă, în orice localitate e primărie. Oriunde. După aia ai familia, ai frate, ai cumnați, ai soții, copii, ce mai ai lângă tine. Deci cam e o comunitate, să zic așa. Deci cum e o comunitate aici, în comună, asta așa e și într-o afacere de asta. Spațiul este pus la dispoziție gratuit pentru producătorii locali care sunt așteptați la satul românesc de altă dată în fiecare sâmbătă și duminică, iar vizitatorii pot găsi produsele preferate pe tot parcursul săptămânii în Băcănie. Pe toată lumea, domn primar, să vină aici în sat. La piață în fiecare weekend, sâmbătă și duminică la ora 12, avem Băcănie care e deschisă cu produse tradiționale în fiecare zi. Avem restaurantul ăsta aici care o să-i putem servi pe oamenii care ne vizitează cu o mâncare tradițională. Avem ponei, avem muzeu. Deci, cum v-am spus ultima dată, nu-i numai un punct, să zic așa. Le aveți pe toate. Băcănie, piață, loc de joacă, aveți muzeu unde puteți vizita satul românesc de altă dată, aveți stâna lui Vasile, aveți animale, ponei, iepuri, găini, tot ce era într-o gospodărie a bunicilor noștri și așa mai departe.